La mine pe televizor este pe la numărul 1 și foarte mult, cam 80% merge pe Alfa Omega. Soțul meu ascultă predici, chiar și în Corsica fiind, acum el se uită la Alfa Omega și este ceva extraordinar să poți avea predici, să poți avea închinare prin Alfa Omega, desene la copii. Ne vorbește Dumnezeu prin Alfa Omega și mulțumim Domnului pentru toată echipa de la Alfa Omega.